Marți 1 septembrie, în jurul prânzului, un bărbat în vârstă de 65 de ani din comuna Boghicea, satul Căușeni, a anunțat dispeceratul ISU că a descoperit un element de muniție în timp ce săpa în fața locuinței pentru amenajarea unei rigole de scurgere a apei. Echipa pirotehnică a unității a ridicat un proiectiv exploziv de calibru 37 de mm în vederea depozitării și ulterior a distrugerii sale în condiții de siguranță. Militarii au efectuat cercetarea zonei pe o suprafață de 30 de metri pătrați și nu au descoperit alte elemente de muniție. Astăzi, în comuna Dragomireș, într-un poligon temporar, echipa pirotehnică a Inspectoratului pentru Situații de Urgență Petrodava a județului Namț va executa o misiune de distrugere a elementelor de muniție ridicate de pe teritoriul județului. În cadrul activității vor fi distruse șapte proiectile, patru lovituri de aruncători și opt grenade de mână. Pentru a preveni eventuale evenimente nedorite, răniri sau chiar decese ce ar putea fi produse prin declanșarea elementelor de muniție, Inspectoratul pentru Situații de Urgență pentru Moldav al județului Nămț reamintește modul corect de comportare la descoperirea acestora. Anunțați imediat evenimentul prin apel la numărul unic 112. Nu atingeți elementele de muniție, declanșarea acestora poate duce la rănire sau chiar la deces. De asemenea, se recomandă să izolați zona și să nu permiteți nimănui accesul în apropierea elementelor de muniție până la sosirea echipei pirotehnice, singura abilitată să execute misiuni de asanare a teritoriului în condiții de siguranță.